Înseamnă și doi este scris, folosește să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Cu instrumentul, cu 10 coarde și cu alăuta, în sunetele ape, cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânc sunt gândurile Tale, lăudat să fie Domnul. În orice moment al vieții, al zilei sau al nopții, dacă vrem, vom găsi și motivele și resursele necesare să-L lăudăm, să fie în veci. Amin. Fiind o slujbă de binecuvântare, să vă binecuvânteze Domnul pe toți. Amin. Și pe mici și pe mari, să fiți binecuvântați cu tot ce aveți nevoie. Amin. Spune uneori, când salut pe frate, să vă dea Domnul și ce n-aș cerut. Că n-apucăm noi să cerem toate și ba chiar e scris că nici nu știm cum să ne rugăm și ne dă mai mult decât cerim sau gândim noi, binecuvântat să fie. O să vreau mai întâi să le spun ceva la copii, unde sunt aici în față, pe sală, pe la balcon. Am observat că pe copilașul la binecuvântare îl cheamă Luca Daniel și așa că o să vă spun ceva despre Daniel din Biblie. Ați auzit voi de el, da? Da. Ajuns în Babilon, așa, cum era, știu eu, cum aș fi voi pe acolo. Și se spune câte ceva din viața lui până la bătrânețe, când a fost în groapa cu lei. În cartea ce-i poartă numele scrie aici, în versetul 3, că împăratul a dat poruncă să-i ducă din Israel niște copii de neam mare, fie că erau părinții boieri, fie că erau din casa regală, a mai mult trebuia să fie frumoși, deștepți, le-au fi pus ceva întrebări, un chestionar, ca să vadă dacă e vin de ageră, dacă sunt pricepuți și urma să fie școliți, să învețe limba și ce aveau ei acolo de însușit, timp de 3 ani. Acum nu știu voi dacă sunteți mulțumiți din ce familie sunteți și cum arătați. Am întâlnit eu pe un nepoțel, avea vreo 9 ani și i-am spus că e frumos și a zis, eu nu sunt frumos. Și a zis, de ce nu ești frumos? Că așa a zis fratele meu că nu ești frumos. Era o minciună, chiar era frumos. Să știți că și voi sunteți frumoși, toți că sunteți după chipul lui Dumnezeu și sunteți și voi de neam împărătești și de viță boierească, pentru că și părinții voștri sunt prinți ai Domnului, ai Cerului. Păi chiar că mi se potrivește scrierea de aici, sunteți, repet, și de neam bun și frumoși. Să fiți mulțumiți de felul cum arătați, sau fetele, cum sunt mai mari, eu nu sunt mulțumite și se mai duc la așa de saloane din frumusețare. Am impresia că numai se urățesc mai tare, se simonosesc. Doar scrie Biblie că Solomon, oricât a încercat să se îmbrace, tot n-a egalat florile de pe câmp, când totdeauna naturalul bate artificialul. Să mulțumim Domnului și ceilalți care am mai trecut în vârstă, că nu mai suntem noi tineri, dar slavă Domnului că vom mai întineri odată numai să fim pocăiți. Amin. 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 Să mulțumim Domnului de cum suntem. Cum spune o vorbă înțeleaptă, zice, bucură-te, chiar dacă tu cobori dealul, alții, de la sub deal. Mulțumim Domnului pentru toată purtarea de grijă pentru trupul nostru până în ziua aceasta. Amin. Amin. Copii, ceva mai interesant aici scrie că acolo, la școală, trebuia să participe la ceva mese speciale cu anumite mâncăruri, cu vin și cu ceva închinare, că așa se întâmpla atunci. Și n-au vrut să participe. Și-au cerut să mănânce separat verdețul cum era la ei, la evrei. În vremea noastră, la școală, știți că sunt fel și fel de sărbări și de mese, așa e? Și părinții m-au spus uneori că nu e bine să participați la toate, așa e? Da, dacă n-ar fi părinții și ați fi voi singuri că ăștia aici ce ați face, v-ați duce sau nu v-ați duce, dacă n-ar ști mama? Nu. Noi aveți copii pocăiți, mă. Și pentru ăștia mai mari și la fel de valabil.
La noi în comună părinții noștri au fost primii pocăiți. Eram singurul pocăit în școală. Și eu știam că pocăiții sunt altfel. Prin harul Domnului am învățat bine, am luat bine în fiecare an și când era sfârșitul anului mergeam la Cămilul Cultural să ne dea cărțile, prin. Aia îmi plăcea, mă duceam dimineață, luam cărțile, că îmi plăcea să citesc. Și de îndată ce termina cu premierea și începea programul artistic, cu cântări, cu dansuri, eu plecam acasă. Alți părinți cu copiii nu veneau de la premiere, că nu toți luau premiul. Veneau numai pe când începea programul artistic. Și așa se făcea că eu mergeam pe vale în sus și ceilalți veneau pe vale în jos. Și auzeam pe părinți zicând, până el nu stă la sărbare. Și auzeam colegii spunând, nu, că doar știi că e pocăit. Și am crescut cu ideea asta în cap, că eu sunt și trebuie să fiu altfel decât ceilalți. Copiii, fiți voi ca Daniel și ceilalți și nu vă uniți la orice cu toți ceilalți. Acum, distracțiile sunt tare multe și au fost dintotdeauna, dar parcă se mulțesc. Că e ziua onomastică a lucru tare, că e sărbarea lucru tare, că e nu știu ce distracție, că numai puțin, că numai un dans, că numai știu eu ce activitate artistică sau cu... Eram la Torino acum, în noiembrie, și povestea un frate că învățătoare a spus la un copil, cum ar ora de matematică, trebuie să facem aici niște imagini cu Halloween, știți, sărbarea aia de toamnă, drăcească. Și copilul n-a vrut să deseneze ce a arătat doamna. Și a spus, trebuie să desenezi? Și l-a spus, nu. Un băiat deștept, așa ca Daniel, și așa, că asta nu e în cartea de matematică. Și i-a zis, dar părinții nu te lasă? Că îi chem la școală dacă nu te lasă. În alte țări știți că regulile sunt mai stricte. Dar băiatul ăsta deștept a zis, nu părinții, eu știu că nu e așa, din minciună. Și n-am avut ce să-i facă învățătoarea. Copilul s-a hotărât el. Așa că, dragi copii, ia gândiți-vă voi, nu doar că zice tata și mama, că Daniel n-a fost cu tata și cu mama. Ei s-a hotărât la ce bine participăm, la ce rău, nu participăm. Dumnezeu să vă ajute, amin? Și în al treilea rând, așa să-i prind eu și pe ăștia mai mari puțin, scrie aici că când au terminat școala, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință, pricepere, pentru tot felul de scrieri. Și în tot ce îi întreba împăratul, erau mai înțelepți decât ceilalți de 10 ori. Și-au dus-o bine, mai apoi împăratul a avut un vis, știți, copii, l-a uitat. Și Daniel, zice în capitolul 2, versetul 17, s-a dus și a spus despre lucrul și tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeu celor pentru această taină. Dumnezeu le-a dat ce-au cerut, le-a dat și înțelepciune la școală, le-a descoperit și visul. Voi vă rugați, aveți experiență așa, să vă rugați. Și Dumnezeu să vă ascundă. Îmi povestea o familie în Londra că venind înspre țară, un băiat s-a jucat cu telefonul și să fie și el deștept, a schimbat parola la telefon la tata. Și a uitat-o. Și acum nu mai puteau să intre în telefon. Și tata s-a spus, băi băiete, dar eu am nevoie de telefon, că am acolo date de la firmă, de la șantier. Și copilul și-a uitat parola. Și când venea de la serviciu, a spunea, băiete, ți-ai amintit parola? Nu, tata. Într-o seară zice băiatul mamei, auzi, nu mai suport să-mi spună tata în fiecare zi, dă-mi parola. Eu nu mai știu. Am să mă rog la Domnul Iisus, nu se poate, Domnul Iisus să nu știe parola, el știe toată. Zice copilul în cameră, se roagă, Doamne, te rog să-mi spui parola, că tata toată ziua mă bate la cap. La a doua dimineața când se scoală, merge la mama și zice, știu parola. M-am rugat, dar stat în telefon, aia a fost. Și spunea la toți, m-am rugat la Domnul să-mi spună parola. Și de acum nu m-am rugat telefonul și cu parola. Nu știu
ce doriți, aveți voi. Eu am citit, să vă mai dau un exemplu din Rusia. Acolo s-a dus niște surori, cum ar fi la voi, și au făcut studiu cu copiii. Jumătate de an. La urmă, i-a pus întrebări și cu premiu. Au invitat și părinții și la unul la premiu a ieșit un casetofon, altul o bicicletă și mama asturia la care a ieșit bicicleta a strigat, este Dumnezeu! Și a întrebat la urmă, de ce spui că este Dumnezeu? Zice, fiindcă băiatul meu într-una s-a rugat, lui să-i cadă la cadou bicicletă. Înseamnă că Domnul l-a ascultat. Faceți și noi probă. Și rugați-vă ca Dumnezeu să vă asculte și dacă nu vă ascultă, sigur, mai adunați pe trei. Și Daniela, mai rugat încă pe trei. Hai, rugați-i și voi împreună cu mine, da? Bun, să nu uităm. Să mulțumim lui Dumnezeu cum arătați, da? Dumnezeu v-a dat sănătate și viață. Doi. Să nu vă uniți cu cei din lume la toate lucrurile, să fiți separați, vă sunteți pocăiți. Și trei, în tot ce aveți nevoie să vă rugați Domnului, că El vă poate da lumină, înțelepciune și ajutor în toate. Amin? Amin. Doamne ajută. Amin. Să citiți, dragii mei, din Marcu de la capitolul 10, să fiți atenți și acum la ce vă spun mai departe. Și scrieți la versul 13, i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Eu vreau să mă adresez acum mai întâi părinților, taților, poate mamelor mai mult. De ce credeți că i-au adus copilașii la Domnul Iisus să se atingă de ei? Vă amintiți un caz când o femeie a vrut neapărat să se atingă de Domnul Iisus? De ce? Așa se vadă cât e de fină haina? Avea ea o nevoie și scrie în Biblie, nu vă spun unde, e un verset undeva ce toți că s-au atins de El s-au vindecat. Eu cred că acei părinți aveau diferite nevoi. Dacă le-am spus lor să se roage, apoi părinții au mai multe motive să se roage pentru ei și pentru alte nevoi. Dacă ar fi să-i spui Domnului Iisus de, uite, familia care a adus copilașul la binecuvântare, au 1, 2, 3, 4, 5, 6 copilași, apoi ar spune pentru fiecare, ar zice tata și mama, Doamne, la ăsta te rog spre ăsta să-l ajut la română, că nu-i bun cu cititul. Doamne, pe ăsta să-l ajut să fie mai liniștit, că se mai ceartă cu frații lui. Apoi, fetița asta să te înduri, Doamne, că nu chiar vorbește bine. Apoi, de altul, Doamne, să te înduri, că tot face febră. Doamne, de altul să te înduri, că am văzut că nu are poftă de mâncare. E vreunul pentru care n-ați avea ce să cereți. Și eu așa cred, dacă nu e așa, lăsați-mă numai pe mine să cred așa, că fiecare din ce au adus copiii la Domnul Iisus i-au adus cu un anumit motiv. Apoi ce să zic de cei mai mari, nu? Doamne, binecuvântă fata asta, uite, are 23 de ani și că nu s-a măritat, Doamne, dând de un bărbat pocăit. Apoi și dacă s-a măritat, tot ai ce să mai cer, Doamne, are copii, gravidă, duce greu sarcina. Și cu toate acestea, unde să venim? La Dumnezeul nostru care are milă de noi. Cum e scris în Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, de cele voastre, la cunoștința lui Dumnezeu. Rugăciuni, cere și mulțumiri, scrie acolo. Veniți așadar cu toate aceste nevoi la Domnul. Nu le purtați singuri. Uneori ne purtăm în sufletul nostru aceste îngrijorări și tot degeaba. Alteori le spunem doar la oameni, diavolul ne-ar împinge și să murmurăm și să cârtim. Îmi vine minte cazul unei surori din Republica Moldova. Aveau copiii o deficiență de calciu și foarte ușor își rupeau ba o mână, ba un picior. Și era cu ei tot prin spital să-i pună în gips. Și într-un moment era în Chișinău, în capitala Moldovei, și a încercat așa un duc de cârtire, Doamne, mă, copiii mei își rup picioarele și mâine, nu pot fi mai robuști. Și în clipa aceea Domnul a cercetat-o și a zis, uite din jur, era așa o zi de piață, imaginați-vă, aglomerație pe bulevard, și spune Domnul, privește în jur, de jur împrejur, vezi câți oameni sunt?
Da. Din toți aceștia niciunul nu e al meu. E singură a mea și asta pentru vecii vecilor. Și așa bucuria a venit în inima ei, a spus, Doamne, din atâția oameni, pe mine mai ales. Atunci aduc și copiii la tine sus să te înduri cum îi vrea, că Dumnezeu ține cont de nevoile noastre și ne mângâie și ne vine în ajutor, slăvit să fie în veci. Poate unii aveți nevoi mari cu copiii. Ne-a dăruit Domnul prin scumpa soție o fată și băi spuneam că am fost 7 la număr. Au fost care au fost mai cuminți, care au fost născuți din nou la 7 ani, la 14 ani. Am avut și care au fost mai năzdrăvan, mai stambolovan, așa. Zicea soția pentru unul, îi spunea lui, măi băiete, dacă s-adunau toate lacrimile într-o bană, te puteam scălda, așa mare, nu mic. Țin minte că odată a postit 40 de zile, una după alta, dar era și când mânca numai a treia zi seara. Dar a venit vremea și Dumnezeu l-a ascultat și a lucrat, slăvit să fie în veci. Dacă i-ați adus la Domnul să se atingă și nu s-a rezolvat dintr-o atingere, știți cazul ăla că pe unul l-a luat Domnul pe ochi și tot n-a văzut bine și l-a mai uns odată. Apoi să se mai atingă Domnul odată și să nu uita să-i aduceți în rugăciune înaintea Domnului, să se atingă Domnul Iisus de ei, slăvit să fie în veci. E aici că ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau și când a văzut acest lucru, Iisus s-a mâniat. Sper să nu-i judec pe ucenici prin ceea ce spun, că ei s-au corectat. Dar am văzut situații și în adunare și unii părinți care cred că până sunt copii mici trebuie lăsați așa să se joace și apoi o să-L cunoască ei pe Dumnezeu când vor fi mai mari și o să ne ocupăm de ei cu trecerea anilor. Eu cred că ucenicii au zis, nu-i cazul să se implice Domnul în ideea că sunt mici. Are treabă mai importantă. Dar Domnul a avut să corecteze această greșeală. Să vă dau un exemplu să mă înțelegeți. Cineva s-a dus într-o lucrare de evangelizare și a dat raport. Și a zis în urma misiunii acesteia, s-au întors la Domnul 2 oameni și jumătate. Și cine a citit raportul a zis, cum adică 2 oameni și jumătate? Ce vrei să spui, că s-au întors 2 oameni mari și un copil? O zici, nu mă! S-au întors la Domnul 2 copii care n-au de trăit o viață întreagă și unul care a trăit de jumătate. Ce ai cu jumătate? Că dacă îl cunosc copiii pe Domnul din copilărie, toată viața poți ia de-a Domnului. E frumos o să ne-ai mântuiască cineva și pe patul de moarte, dar e o epavă, nu? Dar când se pornește corabia în larg, atunci dacă puteau să încărcăm cu ce trebuie și să parcurgă un traseu binecuvântat. Știți cazul acela din Marcu 9, că s-a cei aproape, că a intrat un diavol într-un copil, a întrebat Domnul Iisus, versetul 21, câte vreme este de când îi vine așa? Din copilărie ați auzit când vrea să intre satana în copii? Vedeți politica asta la nivel mondial, să fie lăsați copiii din capul lor, să n-ai treabă cu ei, să facă ce vor, să fie îndoctrinați în nebuniile acestea. Spunea o soră din Suedia că s-a dus la grădiniță să-și ia fetița și nu a găsit-o. Când cum era cu toți de avalma dezbrăcată? Păi nu știu, fetiți că n-am copii, sunt mai copii. Dar a găsit-o odată tot așa și spune la educatoare, Doamne, ce se întâmplă? Zice, da, au voie să se cunoască și să vadă dacă ce vor să fie, X sau Y. Ce nebunie! Se vrea legislație să decide un copil de 5 ani dacă nu cumva... Spun așa, să nu turbă mințile, că nu mai vrea cu albastru, că vrea cu roz, sau invers. În ce lume trăim? Cu atât mai mult în vremea noastră trebuie să ne ocupăm de copii, cât mai mici. Că te uiți la el, nu știe citi, ce să mai zic de citi, nu știe vorbi. Dar pe telefon știe umbla dacă îl dai așa. Și ce o să găsească pe telefon? Păi jocuri, nebunii.
dragii mei, am văzut că aveți aici câțiva copii. Se spune că o mamă avea un copilaj de 2 ani și s-a dus la un mentor și a zis, uite, ăsta e băiețelul meu, cam de cât să mă ocup de educația lui? Și întreabă, câți ani? De 2 ani? Fugi repede acasă că ai pierdut 2 ani! Da, da. Cât mai mici, cu atât mai bine. Ți se pare că nu înțeleg, dar de unde? Copiii uneori așa îi joacă pe părinți, cum știu să ceară și cum știu să plângă ei așa, smecherește și insistă și vor. Era undeva în Maramureș și le-am spus la copii că desene animate nu sunt bune. Ăia în desene animate toți sunt handicapați. Nu-i niciunul viu, niciunul sănătos, niciunul frumos. Și am ajuns apoi într-o familie să servez masa. Și spune tata copilului un băiețel așa de vreo, cum ar fi pe aici, 90 ani. Deci tata m-a convins, fratele, că nu-s bune desenele animate. Da, mai merge, merge, pe când au și acasă și tata. Da, să mai mă las să mai văd, numai unul. Știi de ce au zis așa? Era deja dependent și simțea nevoia ca la omul care fumează, numai o țigară. Face timp, ascultați-mă, duceți-l la Domnul Iisus, nu numai la rugăciune, vă spun îndată mai mult decât atât, ocupați-vă de ei cât mai mici și taților, ascultați-mă ce vă spun. Zice în Proverbe, capitolul 4, de la versetul 1, povestește Solomon, când era, versetul 1, mai de la 3, fiu la tatăl meu, fiul Ginga și singur la mama mea și Bathsheba, m-a avut copii. Deci înainte de a veni alții, el m-a învățat și zicea, păstrează bine inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Ascultați, dobândește înțelepciune și cu tot ce ai, dobândește pricepere. Și așa a intrat la băiețelul ăsta, lecția asta în cap, să dobândească înțelepciune, încât atunci când a ajuns rege și Dumnezeu a întrebat ce vrei, ce-o cerut? Ce l-a învățat tata când a vrut mic, vedeți? I-a rămas în minte. Vreau spune aici în Proverbe 22:6, învață pe copil calea care trebuie să urmeze. Stimate mămici, bănuiesc că aveți multă treabă, mai cu seama care aveți copii mai mulți. De eu așa am văzut la unii de surori, poate la inimă nu-i așa. Am impresia că unele mame se închină la aragaz. Și toată ziua sunt în jurul aragazului. Să aibă copilul aici pe felul de mâncare, hainuțe cât un prinț, jucării cât în cape. Și dacă ar fi să întrebăm pe copilașii ăștia câte versete din Proverbe știu, dacă vă faceți vreme să vă rugați cu ei, mai târziu, mâncarea ce le-ați dat-o își are rostul. Dar dacă v-ați făcut timp pentru ei și taților, cum vă spuneam, îmi scria odată o soră, zice, când vine soțul de la serviciu, nu m-aș bucura să mă ajute dacă nu mi-e treaba gata. Dar mă descurc eu, dar să-l văd că se ocupă de copii. Da, bine, se pune în fotoliu, telefon și telecomandă și acolo ai până îl prinde somnul. Atunci să nu-i mai zice în tata să-i spunem numai sponsor sau nu știu cum să-l definez mai bine, în funcție de ce face, nu? Păi nu sunteți în primul rând bucătărese, în primul rând sunteți mame. Să-i învățați de când sunt mici până sunt mari, cum scrie aici în Proverbe, care este însurat. Proverbe 31, versetul 1, învățătura pe care o dădea mama sa. Băi, băiete, îți arăt, să spun cum trebuie să fie o nevastă, vezi, nu te uita după luciul feței. Și după zâmbete, că astea așa, scaroa. Nu-ți da femeilor blaga și așa și așa l-a învățat cum trebuie să fie o fată care se scoală dimineață, că la care nu se scoală dimineață e ziua tot scurtă.
Uite, știe să administreze lucrurile, știe să dea, știe să împartă, să facă o investiție. Cum spunea o beată soră și m-a mirat mama mai mulți copii. Îmi zice, eu n-am știut că dacă mă duc la mol, trebuie să mă aduc și bani înapoi acasă. Pentru că lasă-i de la intrare acolo. Și m-a surprins să o văd cineva, i-a dus niște bani, și ce frate, acum am. Păi îngrijește când o să ai. Dar eu nu pot să-i țin banii. Păi cheltui. Păi dă-i la o vecină, în grijă atunci. Îmi spunea un frate că o femeie pe tren spunea, mă duc la o prietena mea și îi duc cadou 31 de plicuri goale. Ce cadou este? Pentru lumea mi se plânge că nu-i ajung banii de la salariu la salariu. Când ia salariul să-l împartă, pune în plicul pe data de 3 banii din 1, plicul numărul 2 banii pe data de 2 și când a fi 17, ia plicul din 17. Să ne dea bunul Dumnezeu pricepere. Așadar, uitați, ocupați-vă de copii. Faceți timp pentru asta. Vă rog, nu știu de unde tăiați, unde puneți. Scumpa mea soție, care acum se odihnește a trudit. S-a ocupat mult de ei, eu am fost mult plecat. Și cu asta trec mai departe, în mod special să știți că ocupându-vă de ei, Dumnezeu poate să lucreze mântuirea în viața lor. L-am auzit unul dintre băieții noștri predicând, într-o predică spunând, așa-mi plăcea cum povestea mama din Biblie, abia apucam să citesc eu, să văd dacă e așa și câte alte povestiri frumoase are Biblie. Rețineți spusele Domnului. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Dar nu-i opriți, nu numai așa ca să-i aduc să mă rog eu pentru ei. E ceva mai mult. Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Vă citesc și varianta din Matei, că se explicită Matei 18, versetul 6. Oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care, atenție, cred în mine. Eu așa cred că acești copii pot fi mântuiți la vârste foarte fragede. Fica noastră avea 7 ani, era pe clasa întâi. Care sunteți pe clasa întâi? Sau pe clasa 0, pe clasa 2, care? Așa! E bine. Foarte bine. A venit la mama ei, la soție, și i-a spus, mama, dar plângând, eu sunt păcătoasă. De ce ai făcut? Am învins pe o colegă de bancă și i-am învârful la creion. Știi că ne-ai dat bomboane la frații mei și n-am împărțit, așa cum ai zis. Păcat de la clasa anterioară, era fată cu minte. Și spune soția, și ce vrei acum? Eu cred că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele și vreau să te rogi cu mine să mă ierte, că vreau să nu mai păcătuiesc niciodată. Soția a înțeles că Duhul Domnului o cercetează, s-a rugat cu ea la 7 ani, plângea fetița, și a zis, vreau să-mi dau viața Domnului, să fiu al lui. Stătea undeva la periferie, orașului era un cartier nou înființat, și era o porțiune de stradă fără case, și știți că noaptea se face ziua mai târziu, și soția a zis, când a venit iarna, să vin cu tine până ajungi iar în zona de casă. Și a zis, nu, mama, că eu sunt a Domnului Iisus și uite, vezi o luminiță acolo. Când e noapte, luminița aia acolo mă străjuiește. Și soția s-a uitat, bă, n-am văzut nici o luminiță. Ce luminiță i-a arătat Domnul ei la o copilă de 7 ani? Nu știu, dar Domnul m-a spus să-și face timp de copii. Să-i asculte, să-i mântuiască. Când avea 9 ani, a primit Duhul Sfânt rugându-se singură. Acum este mamă a 9 copii. Știu caz de la Izvin, se rugau copiii 12-14 ani în timp ce frații aveau stăruință, își băiți prea mici să-i băgăm în stăruință. Dar copiii, să vă rugați și voi, v-am spus încă de înainte, a zis, faceți și noi stăruință, ce numai părinți?
Și merge un copil acasă și zice către părinte, zice, mâine seară eu primesc Duhul Sfânt. Cum adică nu ești programat tu mâine seară să primești Duhul Sfânt? Zice, mă lasă pe mine pe valiză. Care a sunut armat, zice, aia valiză, geamantanul la telemul care mergea în armat. Și-a să-l înțeles ei copii și nu a venit doar ideea, copii. Pus valiza mijloc, cum s-a pus pe genunchi pe valiză, zice, lasă, nu, nu, sărași, primească Duhul Sfânt. Dar copiii credeau glumă. Și-o primit Duhul Sfânt, care a zis, cu dreptul nu stă pe valiză. Altă seară, altă. Și unii părinți s-au reclamat, s-au mers la prezbiter, spus, frate, tu zici, oprești și acolo, se joacă ăștia de-a Duhul Sfânt. Și prezbiterul se roagă, se roagă, spune, Doamne, cum să le spun la copiii ăștia, nici să nu le sting zero de rugăciune. Și în timp ce se roga, apare o vedenie că fata lui, care era acolo în grupul celor ce se rogau, era pe malul unei ape la pescuit, aruncă undița, și repede prinde un pește, așa face o arcuire în aer și din peștele acela apare chipul Domnului Iisus și zice prezbiterului, lasă-i, eu sunt în mijlocul lor. Și-o aminti fratele, măi, Domnul Iisus e cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și-o boteza vreo 15 dintre ei atunci. Și am văzut de-a lungul anilor, mult mai ușor primesc copiii și credința și Duhul Sfânt. Pe măsură ce anii trec, apoi ne intră prostiile în cap, multe lucruri din lumea asta, frământări, gânduri, cât de toate. De aceea să înțelegeți, dragii mei, că Dumnezeu poate și vrea să mântuiască și copiii. Eu cred cu cât mai repede, cu atât mai bine. E drept că după aceea trebuie să grijiți de ei. Nu putem să fie botezați cu Duhul Sfânt și apoi lăsăm așa să facă ce vor, trebuie să-i păstrăm într-un mediu curat, sfânt. Aș vrea să vă amintesc că n-am întărit ideea asta din Biblie, copiii. Vă știți de ce copiii s-a folosit în Dumnezeu? V-am amintit ceva cază? Pe ce prolog l-a chemat Dumnezeu când era și a zis el că e un copil, v-am amintit? Sau pe unul pe care l-a strigat pe nume într-o noapte, cum se chema? Samuel. Samuel, așa. Fetelor, voi vă amintiți așa o fetiță care cunoștea ea și a spus la o femeie că este un proroc prin care Dumnezeu poate să vindece. Știți cine a fost fetița aceea? Fetița din Siria, la Damasc. Așa. Dar vă amintiți de unul din Noul Testament care știa Biblia din copilărie? Îi spune Pavel, îi scrie, din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Timotei, ați auzit? Da. Așa. Dumnezeu l-a folosit pe Samuel. Interesant, mă. Să vorbească Dumnezeu cu un copil ce se întâmplă cu conducerea țării. Se zică lui Dumnezeu, lui Ieremia, care răscă un copil, zice, astăzi te pun peste împărați. Băi, un copil îl pui peste împărați. Dar uite, s-a dovedit că acel copil a putut proroci ca atare. E adevărat, copiii încă au joaca lor, au vremea lor. Povestea un frate, îl chemase Domnul să fie proroc și erau la rugăciune, la într-o familie în județul Bihor, și copiii acolo se jucau, mai erau și atenți. Mă dat vine Duhul Dumnezeu peste un copil și pune mâna pe frate, dar frate, este un om solid, așa, aproape 2 metri, 100 de kilograme, spune, până când? Nu asculți de vocea Domnului. Băi, zice, mi s-a părut, nu că e un copil, că e un înger. Și copilul s-a dus înapoi la joaca lui. Ascultați-mă, mai spun doar ceva și am încheiat. Nu știm cât mai ține lumea asta și le spun și la copii, dacă de cum va vine Domnul Iisus? Și voi vesti tot copii, da, dacă vine Domnul la anul, știu, cum vor fi alți copii atunci, oricum. Să nu credeți că vă ia Domnul Iisus în cer, numai așa că tata și mama e pocăit, trebuie să fiți și voi. Dacă voi vă certați, vă supărați. Am întâlnit recent o fetiță, mai rare la fetițe, așa un duc de bătaie, moștenit din familie. Așa plesnea, ca un băiat. Și apoi am mai și mințit și a spus, tu știi de ce a venit Domnul Iisus să moară pe cruce? Ia fetița, de ce? Ca să te ierte pe tine de bătăile și niciunile tale. Copiii când păcătuiesc trebuie conștientizat, băi, vedeți, ăsta e păcatul și de-aia vine Domnul și aveți nevoie de iertare, de-aia trebuie să ne rugăm, chiar să postim,
ca apoi Domnul să dea biruință și dea bun Dumnezeu ca acești copii să creadă și să se mântuiască. Amin. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cu o credință curată, așa din aia, într-un cuget bun și o credință neprefăcută. Amin. Mă întorc la textul nostru și vă citesc următorul cuvânt spus de Domnul nostru 15. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Și iar mă folosesc de textul din Matei 18, că este mai bogat. Știți când a spus Domnul vorba asta? Scrie în 18:1, când au întrebat ei că cine e mai mare era aia? Și Domnul a zis, mai nu întrebarea care e mai mare, de cine intră? Și le-a răspuns, oricine nu se va întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Nu știu la ce vârstă v-ați pocăit. Și chiar dacă ați fost născut în familie credincioși, ați avut o vreme, știu, când v-ați botezat, dar trebuie să fie valabil și acum. V-ați făcut sau mai să nu mai puneți pe mine, ne-am făcut ca niște copii? La ce s-a referit Domnul când a zis că cine nu primește împărăția, cine nu se întoarce ca un copil, cu niciun chip nu intră în ea? La ce s-a referit? Eu cred că la procesul nașterii din nou. Un copil când vine în lumea asta, ce știe să facă? Ei poate să plângă, să respire, să sugă la pieptul mamei, altceva mai știe? Nu prea. Și toate trebuie să ne învețe de acum, așa? Dacă crești între români, va vorbi românești, dacă crești între unguri, va vorbi ungurești. Asta trebuie să facem noi când ne întoarcem la Dumnezeu, să renunțăm la eul nostru, la pretențiile noastre și să fim în stare să o luăm așa de la început, să facem cum ni se zice. Și asta e ușor sau greu? Odată la botez vine o tânără și spune pe mine, nu mă puteți obliga să umblu cum vrea dumneavoastră îmbrăcatul. Și dar nici nu mi-am propus asta. Culmea este că vrei să mă obliști tu să mă te botezi. Botezul este o îngropare. Spune-mi tu, dragă, un om mort are pretenții cum să-l îngrop? Mă, și dacă o să scris în testament, noi putem să facem, să nu pe testamentul, dar nu să scoală de Hristos, să spună, mă, nu vreau să prindești tu, vreau să prindești eu. Ați pățit la vreo mormântare, scandal din ăsta? M-a întrebat cineva altă, cum pot să verific eu zbor față de lume? Nu sunt mai simplu, te duci în cimitir, și pui pe mormânt așa unui om care a fost măcar doctor sau ceva și te-a pus și lauză. Și n-ai fost tu, mă? Vezi să umflăm pe nimeni și pe pământul, așa. Drept aia. Dar du-te la unul amărât care nu mai știi cum l-o chema. Batrucorește, dă tare cu picioare, de cap te calcă. De supără-să. Dar mai mult. Dar așa scrie că trebuie să fim morți față de lume. Că asta e marea noastră problemă la intrat în rai, că avem mofturi. Auzi ce-o zici de mine, da? Unul a venit să-o mărturisi, spune, frate, am făcut asta, am făcut asta. Și stai că mai e ceva, îți mândru. Mă zic, măcar de când spunea la început, adică și păcătoși și fundul, cum vine asta? Cu ce să ne mândrim? Cine suntem noi? Păi, e frumos, e frumoasă. Dar nu o boală, așa. Știi cum ajungi? Un accident. Era în spital, un accident, așa era obișnuit la față și unul o bărberi pe unul, bărberi pe altul și zice, bă, vinește-mă și pe mine. Și mă învânța pe bani. Și când a pus oglinda și-a văzut cât e uflat, pe loc a făcut 40 femei. Și zice, doctorul, mă, de ce mă? Și nu mai am arătat cu mâine. Doctorul, să-l cruce, să nu vadă cât e de cârpit pe obraz. Cu ce să ne mândrim? Dar suntem curioși noi oamenii. Afli ceva de cineva, păi l-ai descalificat, cum știu ce-a făcut cu Dan. Dar cât te știi de tine și tot te crezi bine, nu? Asta e marea problemă. Cine vrea să vină la Domnul Domnului, Luca 9:3, dacă vrea cineva să vină după mine să se repede, de sine, să-și ia crucea
mergi, știți, cazul ăla cu Haman. Zice împăratul, uite, vreau să cinstesc pe cineva. Ce s-o gândit să-l mandu? Păi cine? Spre mine vorba, nu? Dar dacă era el smerit, se bucura, știți de ce? Avea motive să spună, împăratul și-a premiat omul exact după părerea mea. Și ne-a oferit mie favoarea să-l plimb. Dar cum o fi strigat? Dar ce ăsta este? Și mai avea câte un nod în gând. Ăsta-i omul pe care vrea să-l cinstească, dar lui vinea să spună, ăsta-i omul! Nu ăla de pe cal, ăsta! Dragii mei, să ne ajute bunul Dumnezeu să fim cu lepădare de sine. Amin. Cu astfel de pocăiți nu-i greu să-i lămurești. Pot să tacă, să accepte și altă variantă, să fie liniștiți, să vă smeri soțul, soția, copiii, toți. Cu astfel de oameni nu-i problemă. Știți întâmplarea aia că un om a vrut să facă, să știe ce fac îngerii. Și se a spus că poate să însoțească un înger cu o mențiune. N-are voie să-l întrebe ce face. Doar vede ce face îngerul și gata. Știți întâmplarea? Da, vă spun pe scurt. Și că s-a dus într-o familie de săraci și i-a primit bine și la plecare îngerul a zis, Doamne, să moară vaca săracului. Și omul care soția pe înger a zis, asta e treaba de înger, n-am știut că vă ocupați cu așa ceva. Păi nu ți-a spus că nu-ți dau explicații? Merge, trece pe lângă conacul lui boier și se făcea acolo plan la un muncitor să repare un zid la un castel. Se oprește îngerul și o zis ceva, a făcut o mișcare, cumva așa s-o reașeza pământul și zice boierul, păi, dar dacă mă uit bine, nu mai trebuie reparat zidul. Duceți acasă. Păi zice, asta e treaba de înger. Păi nu lasă plătească muncitorile pe ăsta la ajuns pe săracă, el înrocit vacă. Că au mers într-o adunare și i-a binecuvântat îngerul că i-au primit cu drag. O să dea Dumnezeu să fiți toți mici și niciunul mare. S-a dus în altă adunare și acolo fiecare era tot mai în față și a zis, băi, cum doriți să dea Dumnezeu să fiți toți mari? Și acum au zis omul către înger, auzi, măcar lămurește-mă astea patru episoade și lasă-mă în față, că ce mai lucru încă atât, dacă tot nu pricep nimic. Dar cum a murit vaca săracului? Zice, dar noi îngeri lucrăm împreună, noi cunoaștem, vaca era bolnavă, se îmbolnăveau copiii, aia trebuia să moară și eu am vorbit cu alți îngeri care o să sensibilize inima la oameni din sat să-i dea altă vacă. Și o să aibă vacă sănătoasă și noștrile că răsplată. Mai bună treabă. Dar atunci ce s-a reparat zidul la boier și acolo i-a spus o comoară și aia o ține pentru altul, că lui s-o da bani destui. Nu o dăm lui acum comoara, pentru altul. Și asta e bună. Dar în adunarea unde tu i-ați binecuvântat pe toți să fie nici acolo, ce i-ați binecuvântat? Asta e binecuvântare? O spus, da, că acolo se înțeleg și Dumnezeu mare între ei și îi mântuie. Dar din colo ce să fie mare? Oricum e voiau să fie mare, nu-l acceptă pe Dumnezeu, fiecare vrea să fie în față, fiecare credea că e mai deștept decât altul. Mă opresc, dragii mei, și vă doresc cu adevărat să fim ca niște copilași. În perioada de boală a soției am avut vreme să mă cercetez așa, de când mă știu din copilărie, să-mi amintesc toate greșelile și toate păcatele, deși m-a păzit Dumnezeu de păcate mari, n-a fost în lume. Am găsit o grămadă mare, apoi greșeli făcute în slujbă și toate veneau în minte. Și apoi m-am apucat să îmi amintesc toate binefacerile Domnului față de mine, tot de când mă știu. Și s-a făcut o grămadă mai mare. Și am zis, Doamne, nu le stă frumos la grămezile astea una lângă alta, grămada mea de greșeli de 50 de ani și grămada ta de binefaceri de 50 de ani. Și am spus, Doamne, cum se explică? Știți ce mi-a șoptit Dumnezeu în minte? Ca să te vezi cine ești, să vezi bunătatea mea și să înveți să fii și bun cu alții. Doamne, ajută-ne! Am ajuns să mă văd și mă pot smeri înaintea dumneavoastră. Să mă văd nu doar un zero, că un zero e mult, știi, că este zero făcut așa frumos, caligrafic.
să mă văd în zero turtit. Măi, și până la urmă a zis că este și mai jos. Un zero turtit și răsturnat. Că dacă este ceva bun în noi, e ce a pus Dumnezeu. Dacă am făcut ceva în spază, am lucrat mai mult ca alții, dar nu eu, harul lui Dumnezeu. Dacă ai reușit ceva în plan pământesc, în familie sau în adunare, asta nu-i priceperea noastră, e bunăvoința lui Dumnezeu. Iar dacă e vorba de mântuire, nu ne mântuiește Dumnezeu pe barba și pe meritele noastre și pe jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea se merită să ne smerim și să ne plecăm în genunchi, cum scrie Psalmul 95, înaintea Domnului Făcătorului nostru. Și să-L binecuvântăm pe Cel ce-i Dumnezeul nostru. Că dacă ne-a dat copii și dacă sănătoși și dacă avem pâine și apă și casă și dacă suntem în adunare, asta e că s-a arătat bunăvoința Dumnezeului nostru. Măriți să fie în vecii vecilor. Și când vom ajunge în cer, toți meriți să ne prezentăm. Se spune că John Knox, care este istoria creștină, reformatorul Scoției, era pe patul de moarte, și a venit satana la el și a zis, când te va mântui Dumnezeu pe tine, trebuie să te premiască cu onorul, că tu te-ai luptat cu regina și ți-ai dăruit viața pentru Evanghelie. Și el a zis, înapoi a mea, satanul, eu voi intra în rai prin harul lui Dumnezeu. Măriți și binecuvântat să fie Domnul. Și se încheie textul de astăzi, încheie și eu predica, cu versetul 16, care sună așa. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Familia asta are mai mulți copii și dacă n-a ieșit bine cum am pe inimă să fac, n-aveți decât să mă judecați. Cu un zero turtit nu puteți turti mai tare. Aș vrea să ne rugăm pentru copilașul cel mic, dar aș vrea să-i pomenim cu numele și pe ceilalți și să ne rugăm pentru toată casa. Amin. Și nu uitați să binecuvântați, căci ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Amin. De blestemat niciodată, numai de binecuvântat. Că binecuvântările care le rostim acum pentru alții se întorc cu vremea peste noi. Și adaug acel un gând, să folosiți orice ocazie să binecuvântați. Era la noi, la biserică, acum a trecut la Domnul o soră, a trecut la 96 de ani, bine că a ținut Dumnezeu, când o vizitam așa și îmi dădea mâna, pacea Domnului, a plăcut de răsarea până de mână. Că la ea binecuvântarea nu era numai pace. Spunea, Domnul să te binecuvânteze cu sănătate, pe tine, pe nevastă ta, pe copii, să vă dea ajutor și pâine. Pe când am prins care poezie lungă, atunci nici eu nu mă grăbeam să-mi trag mâna și spuneam, soră, zi mai departe. Să folosiți orice ocazie, dragii mei, să rostiți cuvinte de binecuvântare. Domnul, când pleacă copii, când se întorc, când întâlniți pe frați, pe surori, când îi vedeți, când auziți, zi, Doamne, dăruiește și asta, dăruiește și cealaltă, că Dumnezeu e bogat în binecuvântări. Slăvit să fie în vecii vecilor. Amin. Amin.